jalonăm noi, să ne dirijăm noi calea, drumul nostru. Să lăsăm pe Cel care ne cunoaște drumul, ca El să îl rânduiască și să avem încredere în El. Pentru mine aceasta a fost o lecție de viață, ca să nu intervină omenește acolo unde trebuie să fie doar mâna lui Dumnezeu. Și în viața personală, și în viața de biserică, gândesc același lucru. Omenescu nu trebuie să își pună ambele. Și dacă Domnul așa găsit de cuvință, a fost bine și îi mulțumesc pentru că m-a ajutat, m-a întărit, pentru că sănătatea mea este recuperată acum și că pot să aduc slavă lui Dumnezeu. Când i-am ascultat pe frații care au fost aici pe 8 aprilie, nu pot spune că am avut detenția cea mai grea, nici cea mai ușoară. Cred că a fost așa de mijloc. A fost grea pentru că a fost pe celulă, dar la aiut nu mai aveam acum probleme din cauza sabatului și baia și curățenia și toate celelalte se făceau până în sabat. A fost doar atmosfera de celulă care a fost mai grea. Și prețuiesc și îndemn pe foarte mulți, pe toți, să prețuim casa Domnului, casa de rugăciune. O spuneam și atunci, mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în curțile răutății. La iud îi știam aproape pe unii frați dincolo de zidul închisorii. Și atât de mult mi-aș fi dorit să fiu cu ei la adunare, fără să mă cheme cineva la amiază, la masă. Doar să aud programul, să spun un amin la cântare, la rugăciune și apoi să mă întorc în celulă. O doream atât de mult întâlnirea cu frații, cu adunarea. Și o prețuiesc și mai departe. Și doresc ca acest gând, această dorință să o avem cât mai mulți, să dorim după părtășia unii cu alții în timpul acesta de libertate și tot ceea ce facem, să facem pentru slava lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc pentru răbdarea avută și cu mine, pentru a puncta câteva momente și să ne credem în Dumnezeu mai departe. El poartă de grijă și dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Și acum spune, așa cum o spunea și Avram, la muntele unde Domnul poartă de grijă. Domnul totdeauna ne va duce acolo unde ne va purta de grijă. Și să ne credem în această purtare de grijă a lui Dumnezeu.